Vazlov! Unde plecați, domnul primar? Domnul primar general, stați un pic. Ați venit să ne răspundeți la întrebări. Haideți înapoi. Cred că e mai bine așa. Haideți mai bine. Haideți, sunteți primar, v-am făcut solicitări ca deputat. Veniți. Da, vă răspund la orice întrebare. Sigur, păi haideți să ne răspundeți la întrebare. De asta ați venit. Care-i propunerea noastră? Nu o să vin cu acea propunere care o să fie votată de Consilierii Generali. N-are rost să facem. N-are rost. Care-i propunerea dumneavoastră? N-are rost. Care-i propunerea dumneavoastră? Că n-ați stat să ne răspundeți la întrebări. Care-i propunerea dumneavoastră? N-are rost. Care-i suma? Nu are rost. N-ai făcut bine că ai plecat aici. Păi stai jos, unde ai plecat? Așa ar trebui să facă bucureștenii cu tine, pentru că e frig în casă. Da, hai să ieși. Micușor, micușor, te duc eu, micușor, te duc eu. Am trimis o solicitare. Să abordăm problema învelopării blocului. Nu mi-ai răspuns. Foarte mulți oameni sunt nemulțumiți că nu le răspund la solicitări. Vino cu vino aici, pe aici. Vino pe aici, că nu te duc rău. Ține și de tine. Ești primarul Bucureștiului. Trebuie să înțelegi asta odată și pentru totdeauna. Ești primarul Bucureștiului și trebuie să ții rolul în serios. Sunt peste 2 milioane de oameni care își pun speranța în tine. Trebuie să-ți revii și să fii primarul Bucureștiului. Da. Vigilant. Ți-am făcut solicitări de audiențe și... Nu ne-ai primit. E vorba că bucureștenii nu au căldură în casă. Da. Știu. O parte dintre ei nu au și îmi pare rău. Îți pare rău, dar ce faci? Ai plecat din ședință. Se pare o atitudine corectă să pleci din ședință, așa? Uitați, da. Aici ai niște succes. Deci omul are probleme grave la mansardă.